Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă întâlnire aici la AgroTV. Ei bine, de la această oră o să discutăm despre soluțiile care vă stau la îndemână și poate că unii or să se mire sau or să se întrebe ce pot face în plus față de ceea ce se întâmplă în clipa de față. Ei bine, să știți că cei de la AECTRA au organizat un studiu amplu desfășurat pe o perioadă de timp și care a adunat la oaltă mai mulți fermieri, însumând aproximativ 100.000 de hectare, un studiu din care rezultă câteva date certe. Despre datele acestea și despre tehnologiile pe care dumneavoastră le aveți la îndemână și banii pe care îi puteți recupera folosind anumite tehnologii și punând știința la treabă, o să discutăm în această oră împreună cu președintele AECTRA, domnul Dan Popescu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, pentru participare. Bună seara și vă mulțumesc că ne-ați invitat și ne-ați primit aici la dumneavoastră. Cu drag. M-ați făcut curios discutând întâi de toate despre acest studiu, pentru că am sesizat și cred că mulți cei care sunt și fac agricultură vor constata același lucru. Sunt anumite culturi, sunt anumite etape în viața unui fermier care probabil sunt privite cu oarecare detașare. Detașarea asta nu vine din faptul că dumnealor nu și-ar dori să-și crească productivitatea, eficiența și poate că sunt anumite scăpări, anumite lucruri pe care nu le tratează foarte serios, dar punând preț pe ceea ce vom discuta noi mai departe, oamenii vor înțelege că chiar în situația unor ani grei, unor ani dificili, micile detalii pot face diferența și pot înclina balanța dintr-o poziție negativă într-un plus pe care cu siguranță fiecare fermier și-l dorește, nu de alta, dar cred că vor să facă afaceri de acum încolo pe mulți ani de zile și totodată vor să predea aceste ferme, aceste exploatații și urmașilor lor ca pe niște business-uri care pot aduce profit. Haideți să începem să le explicăm oamenilor de unde a pornit ideea dumneavoastră, ce ați constatat și mai ales ce au realizat fermierii că au la îndemână și nu reușesc să exploateze suficient. Și aici o să ne referim evident la lucrurile pe care le pot controla și pe care cu siguranță și le pot corija. E un subiect foarte amplu, pentru că agricultura este foarte amplă. Meseria sau vocația, dacă vreți, de agricultor, e una cu provocări majore și 2023 ne-a demonstrat că ne-a provocat la extrem pe toți, nu numai pe fermieri, ci pe noi, cei care suntem partenerii fermierilor, furnizorii fermierilor. Și dacă am avut ani buni în România și în agricultura românească, ani cu creștere, cu dezvoltări, cu investiții foarte importante pe care au făcut-o fermierii, au venit ani, cum a fost 2020, dacă mai țineți minte problema de secetă, da, semnificativă, 2023, în care s-a acumulat și aspecte de secetă în anumite zone, cu aspecte de costuri mari la inputuri semnificative generate de costurile energetice, cu prețuri cumplite. Bun, acum trebuie văzut ce înseamnă cumplit, pentru că unele prețuri s-au întors înapoi, poate la anii 2020 și înainte, dar costurile de intrare au crescut. Deci o provocare foarte mare pentru fermier, din punct de vedere costuri, din punct de vedere venituri. Mai pui problema agriculturii verzi, a limitărilor care vin tot mai mult către noi, e o provocare mare să fii fermier. Dar noi zicem că în exact aceste momente dificile, atunci se sortează oamenii care au într-adevăr și vocație, dar și experiență și profesionalism în zona asta, pentru că exact atunci merită să investești inteligent. Exact atunci începe să devină esențială știința, cunoștințele, expertiza tehnică și experiența.
Și poate noi ce am văzut diferențial la fermier anul trecut, avem ani, decade de când suntem în România și am crezut că le-am văzut pe toate. În fiecare an agricultura ne surprinde din nou, dar ce am văzut este poate un lucru comun tuturor celor decade. Profesioniștii întotdeauna au reușit să găsească soluții. Poate în anul trecut n-au fost fenomenal de fericiți, n-au avut rezultate, mai ales la unele culturi afectate mai semnificativ. Dar cu toate astea, au reușit să-și asigure echilibru financiar, au reușit să-și recupereze anumite costuri, au reușit să-și diminueze pierderile. Iar în anii foarte buni, au avut rezultate excepționale. Dacă mediezi anii unui fermier iscusit, profesionist, va fi o afacere care se capitalizează, va fi o afacere care, dacă investește inteligent, atât în echipamente, cât și în inputuri demonstrate, nu în orice produs care ți se prezintă de către un multitudinea bun, da? De vânzători, da? Ci într-adevăr demonstrate și care răspund la nevoi tehnologice ale culturii, ei au obținut rezultate. Și pe ani de zile sunt profitabili. Pe ani de zile s-au capitalizat. Pe ani de zile au investit în echipamente, în oameni, în culturile lor, în pământul lor poate chiar, care e una din resursele mai puțin în focusul fermierului câteodată. Experiența noastră și în discuțiile cu acești fermieri a fost tocmai să discutăm, să cotăm împreună care sunt acele elemente care sunt în controlul fermierului și la care poate avea soluții imediate. Pentru că să mergi către un minimul tillage, poate un trend foarte frumos, dar înseamnă investiții serioase. Să mergi către, nu știu, agricultură de precizie, e un trend care se va întâmpla, Internet of Things, toate device-urile și toate echipamentele conectate, va fi un viitor, roboții vor fi. Dar iarăși, ia un pic de timp, implică investiții, implică capitalizare, însă sunt soluții care sunt imediate, care le poți utiliza dacă conștientizezi problema și poate mai mult decât problema agrotehnică, pentru că ea întotdeauna are surginte o problemă a plantei, o nevoie a plantei, un stres al plantei, o nevoie de nutriție sau de aer sau de apă sau de soare, dacă reușești să cotezi soluția în punct de vedere al rezultatului, al răspunsului culturii și al impactului în profit versus cost. Practic de aici trebuie să pornească. Da, și am vrut să vedem împreună cu fermierii care sunt estimările lor, pentru că să știți că a fost un studiu realizat de o firmă multinațională foarte renumită, cu multe decade în urmă sau cu câteva decade în urmă, care a spus față de potențialul genetic al unei plante de grâu. Da? Că depinde de soi, vorbim 16, 18, 20 de tone. Teoretic. În condiții ideale. În condiții de laborator. Da. Niciodată nu o să le găsești în teren. Absolut. Dar care sunt motivele pentru care nu le găsești în teren? Păi ai pierderi față de acel potențial teoretic din cauza climei, din cauza solului, din cauza nutriției, din factori tehnologici, o serie de factori, din cauza concurenței cu alte plante, boli, dăunători. Și au cotat că 70% din aceste pierderi, undeva la circa, să zicem, la potențialul teoretic 16-20 de tone la grâu, undeva la 12 tone se din motive abiotice, de factori de stres abiotic. Adică calitatea pământului, că e un pământ cu un conținut, un pH ridicat sau salinitate, că e vorba de factorii climatici foarte importanti, că e vorba de o serie de factori care unii sunt în controlul fermierului, alții nu. Noi am vrut să identificăm cu fermierii din acești factori, din aceste 12 tone, să zicem, teoretic, pe care le pierde un fermier, față de potențialul genetic, cât poți controla? Ce este în mâna ta? Și asta am făcut în studiu. Am întrebat acești fermieri, domne, cât estimezi că ai putea pierde într-o anumită situație și ce soluție ai pentru acea situație? Răspunsurile au fost foarte interesante. Sunt convins de lucrul ăsta. Avem și niște... O să-i rugăm și pe colegii din regie să ne ajute cu câteva slide-uri în funcție de discuție. Da, da. Avem un slide, dacă vreți să începem cu ultimul, care e un fel de concluzie, da. În care am cotat împreună, e slide-ul numărul, imediat vă spun, numărul 103, dacă se poate, chiar mergem către final. Da. Dacă, perfect, l-au găsit colegii, perfect. Da.
așa, în care am cotat împreună rezultatele și le-am adunat într-o singură pagină. Și aceste informații sunt orientative, sunt estimări ale fermierilor, nu este cercetare să vină vreun coleg în care să-mi spună, domnule, asta nu e documentat la laborator. Nu, este estimarea fermierilor din experiența dânșilor. Acești aproape 100 de fermieri, profesioniști, media lor undeva la 1000 de hectare, între 500 și 2000 de hectare au fost respondenții, din experiența lor, și am pus întrebări de genul, domnule, temperaturi ridicate, arșiță, nu vorbim de secetă pedologică, Doamne ferește, dar temperaturi ridicate, arșiță, o pregătire mai slabă pentru iernare, că înseamnă, mă rog, condiții de răsărire în uniformă, că, cum zic, dezvoltarea mai slabă a rădăcinii, toate aspectele care țin ca planta să fie viguroasă pentru a supraviețui peste iarnă în condiții bune. Sau e repornirea în vegetație primăvară, acum, în zilele astea, când ai stres și hidric și mai ales termic, amplitudinile mari, noapte, zi, da. Doamne ferește, un înghesuit târziu de primăvară, etc. O plantă mai slăbită va pierde mai mult. O plantă mai bine pregătită, mai bine, să zicem, stimulată pentru a face față acestor provocări, va trece mai ușor peste acest stres. Problema înfloritului, problema fructificării, toate aceste fenofaze critice, am zis cam ce impact ar avea și telespectatorii dumneavoastră văd aici opinia fermierilor, da. Și dacă le adunăm orientativ, calitativ, am identificat din cele 12 tone de pierderi, cel puțin 6 tone, care sunt aspecte la care fermierul poate interveni cu grad mai mare sau mai mic de control, cu răspuns mai bun sau mai slab al culturii. Exemplu, o fertilitate bună o poți stimula. Corect. Acolo vei avea un control mai mare. O repornire în vegetație, acum, în primăvară, o poți rezolva cu un control destul de mare. Și dacă tu reușești să controlezi o bună parte din acești factori, vei recupera din aceste pierderi la hambar. Și consider că opinia dânșilor e foarte importantă și le mulțumim fermierilor care ne-au ajutat să avem acest numitor comun al opiniei și experienței dânșilor, pentru că în opinia noastră rezultă ceva semnificativ foarte important. Avem multe provocări, avem multe probleme, dar avem și soluții. Asta e important, că întotdeauna se găsesc variante pentru cei care sunt în situațiile astea pe care le-ați expus și după 10 secunde de publicitate o să revenim la soluții și o să revenim la acest studiu la care îi invit și pe telespectatori să fie atenți pentru că sigur îi interesează această discuție și această dezbatere aplicată. Țineți cont că toate lucrurile astea le puteți controla dumneavoastră, depinde de dumneavoastră și nu de alți factori externi. 10 secunde de publicitate. Hibrizii de pepeni din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Am revenit, o să-i rugăm și pe colegi să pregătească slide-ul numărul 8 pentru a putea discuta pe seama lui și pentru a putea vedea despre ce e vorba. Spuneați dumneavoastră că aproximativ 6,2 tone din cele 12 se pot recupera în condițiile în care faci ceea ce trebuie să faci. Să presupunem că nu reușești să îndeplinești toate criteriile, dar sunt convins că măcar 2, 3, 4 tone se pot desprinde dintr-o tehnologie corectă, aplicată așa cum se cuvine și nu numai că trebuie aplicată, dar trebuie și înțeleasă ca să o poți aplica. Mulți dintre fermieri chiar și fac asta deja, pentru că ei au producție, cei care au 6-7 tone, vorbim în condițiile anului trecut sau peste, deja controlează unii factori. Chiar și aceia pot să controleze mai bine. Acum, nu le putem face pe toate. Și nu există panaceu universal, nu există apa sfințită, din păcate. Da. De aceea trebuie să știi la ce să intervii, la ce merită și mai ales să nu ratezi momentul. Pentru că în agricultură știți că l-ai ratat. Sunt ferestrele acelea, da. Nu mai îți revii decât la următoarea cultură anul viitor. Dacă îți mai revii, da. Și atunci e bine să știi în avans, să te pregătești
De fapt, acesta este sfatul nostru către fermieri. În momentul în care îți planifici o cultură, gândește la acele fenofaze importante, critice, la care merită să intervii, să faci o diferență. Și mulți deja o fac. Și de aceea au și rezultate mai bune. Pentru că să obții 8 tone, nu poți decât controlând acești factori abiotici sau chiar și biotici, da, care contribuie la obținerea unei productivități. Aici, dacă îmi permiteți, avem o evoluție a productivităților pe hectar la diversele culturi. În ultimii 13 ani, avem informații de la Eurostat și de la Coceral, pe care le-am centralizat pe culturi. Și se vede foarte clar o variabilitate, foarte mare de la an la an. O variabilitate foarte mare pe care o putem explica ușor prin condiții climatice. Cu toate astea, în același timp se poate vedea un trend de creștere a producțiilor în ultimii 13 ani în România. Producțiile medii au crescut, pentru că fermierii aplică mai multă tehnologie. Deci, trendul există, avem fermieri profesioniști, fac treabă bună, mai putem îmbunătăți în condiții de stres. Dacă mai e loc, practic, eu zic că da. Răspunsul fermierilor este, este că, da. Că da. Da. Asta e important, că și dumnealor sunt conștienți că pot veni cu lucruri care fac diferența și, așa cum ziceați un pic mai devreme, le aduc acel spor la final de campanie în hambar sau, de ce nu, în buzunar. Că, la urmă, e o afacere pe care fiecare om trebuie să o facă cât mai bine pentru a fi profitabil și a fi sustenabil. În condițiile astea grele, dificile, vorbeam la început despre prețurile nu tocmai mari pe care le-au avut anii trecuți, lipsa precipitațiilor, sunt mulți actori care au contribuit cu ghilimele de rigoare într-un an greu, un an dificil, anul agricol 2022-2023. Dar revenind la studiul acesta pe care noi îl avem acum în față, e clar că sunt variabile care pot fi corijate, pot fi corectate. Cum? Acum trebuie să ne spunem și cum. Vă dau un exemplu, tot din răspunsurile fermierilor, cu ajutorul regiei, dacă putem merge la slide-ul 17. Imediat. Deci la recordirea în vegetație primăvară, vorbim de o fenofază semnificativă. Practic ne aflăm în perioada asta. Da, deja a repornit. Da. Da. Unii fermieri, poate în partea de nord, deja mai pot interveni, și dacă nu au făcut-o deja cei din sud. În fiecare zi, fermierii au cotat că pot pierde undeva la 60 de kilograme pe zi la cultura grâului. Am folosit grâul ca referință, dar e valabil și pentru alte culturi. Dacă această cultură care a venit după un stres puternic peste iarnă nu pornește vegetația curând și nu se repornesc toți factorii biologici, dar inclusiv de preluare și de repornire în vegetație și a dezvoltării rădăcinii și a clorofilei și mai ales în mugurire. Poate toți agronomii știu, eu am învățat în 30 de ani de agricultură făcând, pentru că la bază nu sunt inginer agronom, sunt inginer electronist, dar mă pasionează agricultura și am învățat imens de la fermieri. Factorii de producție de obicei se dezvoltă în fazele cele mai delicate ale plantei. Cele mai sensibile. Dacă tu atunci ai o plantă slabă, o plantă prost pregătită, o plantă care trece printr-un stres, îți vei limita categorii pierderile, producțiile mai încolo. Dar cum, de asemenea, eu știu, la momentul înfloririi este esențial pentru ce urmează în fruct, la momentul punerii în bob, pentru ce recoltezi. Sunt câteva fenofaze care, dacă tu intervii inteligent, vei vedea la final rezultatele. Cotarea lor a fost că fiecare zi aduce undeva la 60 de kilograme, orientativ, pierdere, dacă nu pornește planta să-și reia procesele biologice. Cum reușești să treci peste aceste situații de temperaturi scăzute, de secetă de primăvară, de îngheț târziu, sau de startul lent al culturii, sau ai o răsărire neuniformă, sau, eu știu, ai avut asări excesive și apa, așa, sunt foarte multe soluții. Una pe care noi am recomandat-o și pe care am văzut-o că și e recunoscută, e cunoscută în România, e utilizarea unor aminoacizi cu efect semnificativ și care, de fapt, ce fac? Oferă plantei în acele momente sensibile, delicate, hrană deja preparată, ca să ne exprimăm foarte simplist. Simplist, da? Simplist.
permițindu-i plantei ca tot restul de energie și de resurse să le ducă în zonele de care are nevoie de creștere, de productivitate, etc. De a trece peste momentul ăla. Dar, un mic secret, dacă îmi permiteți să ducem la slide-ul 24, da, unde colegii mei de la tehnic au identificat că nu orice aminoacid, uitați, avem și slide-ul, da. Perfect. Nu orice aminoacid îți va oferi ceea ce dorești. Acum sunt foarte mulți furnizori care spun, domnule, are 60% aminoacizi, are 80%, are 120% aminoacizi. Ok. Nu orice fel de aminoacid, ci nu orice aminoacid în sine este util pentru plantă. La anumite momente, planta poate avea nevoie de arginină sau de valină sau de lizină sau de glutamină. Fiecare tip de aminoacid are un rol. Și dacă e un produs care îl aplici, dar nu are ceea ce îi trebuie ca funcționalitate plantei, degeaba l-ai aplicat. Sau dacă ai aminoacizi care nu sunt liberi, ci sunt complexați și atunci nu pot fi asimilați de către plantă, tu de fapt ai cumpărat un aminoacid cu 60%, din care de fapt doar 2% au fost efectiv util. Restul ai dat banii degeaba. Deci genul acesta de selecție a unei soluții care sunt într-adevăr să-ți producă pentru ce ai nevoie, e foarte critic și face toată diferența. La fel, putem să mergem prin toți, nu vreau să-i prezint toți aminoacizii, dar la slide-ul 26 cumva sumarizăm că dacă selectezi un produs care într-adevăr e demonstrat că funcționează și îți dă acele efecte, recuperezi o bună parte din acele 5-6 de kilograme de grâu, cum estimau fermierii, la repornirea în vegetație. Este un exemplu. Important. Foarte important. Mai ales la fazele inițiale. Corect. Da, e mai ușor de recuperat handicapul ăsta, să-i spunem așa, în fazele inițiale, decât când planta e deja aproape de recoltat, mă gândesc că atunci chiar nu mai ai ce să faci. Eu cred că este esențial și n-ai altă alternativă. Vorbeam de una zi cu un domn doctor în agronomie, un domn recunoscut în agricultura, da, românească ca un mare expert, și îmi spunea, Dane, este esențial, dacă ai datat momentul, nu mai ai nicio șansă. Și întotdeauna la formarea factorilor premergători, factorul inițial de la mugurire, la înflorire, la fructificare, acolo contează să intervii. După degeaba. Degeaba. Și mai sunt și alte aspecte, că o să poate să discutăm și de partea asta de pământ și de... Vorbim după publicitate, da? După o pauză de câteva minute, o să revenim și o să discutăm și despre sol și importanța lui, felul în care știm să-l păstrăm și mai mult decât atât să îi dăm plus valoare. Pauză și revenim. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.